dolarizarea. Deci, nu le zic la fete, ci la băieți. Voi lăsați dolarizarea. E mișto să adori un actor, un simbol, o zeiță, ceva, să te închin la ea. Dar nu ai fătură spre vizitarea. Totul spre vizitare să treci față spune cum trăiești și Dumnezeu trăiești în fiților, deci, sau nu vă închinați la idol. Acolo am acest asta. Nu vă închinați la idol. Eu oarecum am ajuns atât de faimos încât am devenit idol. Nu vă închinați la mine. Vă urăsc. Pe bune, eu vă urăsc în ce mai mult. Nu vă închinați la mine. Sunt un om normal. Numai că am o inteligență foarte ridicată, o cultură foarte ridicată. Asta e problema mea. Chiar e o problemă. Pe cuvânt. Nu recomand. Fiți oameni normali. Feliți-vă, iubiți-vă și cam atât. Bucurați-vă de viață. Cumva, la slujbele voastre, la familiile voastre, gândiți-vă că aveți ceea ce eu nu am. Bucurați-vă de ce aveți. Eu nu am. Pentru că am obținut ceea ce am. Am obținut invidie. Foarte multă. Nu mai am toată asta lângă mine. Nici pe mama. Nici pe soția. Au plecat tot. Din păcate, o singură prietenă sau un prieten. Tot ce a fost cu el lângă mine, că nu pot lista. Ce? A rămas o singură prietenă cu mine. Și trimit-o la condamn nici atât. Ce am vrut? Nu să vezi foarte mult. Ai mâine, așa nu știu. Aștept de la punctul. Și el alți treaba lor ce fac. Asta e. Ce pot să fac? Ce fac cu lucrurile pe care deci nu vă întrebați la idol. Nu vă mai fertați că vă dați un autobuz de lângă mine. Băi, e pe liniu. Sunteți handicapați, de fapt. Chiar vă dați în fapt că sunteți handicapați. Vreau să fiu handicapat. Hai să mă arăt că sunt handicapat. Bine. Fii handicapat, da. Nu te-ai luat pastile de la ora nu știu care. Că înseamnă că pastile nu își face efectul și faci și anti reclamă la farmacie. Că dacă își făcea pastile efectul, mă te-ai pe scaun lângă mine. Că eu nu pot. Că puțin ziceam o chestie. Dar dacă m-ai recunoscut și pleci lângă mine, înseamnă că e că puteai să vezi să lângă mine. Ce să faceam? Te futeam în cur? Aolo, nu-ți place să te fuți în cur? Aolo, nu-ți place să iei pula în gură? Parcă nu ți-am propus. Parcă nu ți-am zis nici bună ziua.
De ce te uiți urât? Am făcut un mox? Ce? Ce? Te oftiști că am avut gagici mișto? Ce s-a gagici? Super pe modele. Cum? Dacă încolo e o super pe modele. Original. Și tu o să încerci să faci laba și nu poți. De ce? Că n-ai pula. Că știu că n-ai pula. Și știi că eu am pula. Și știi că eu am pula. Bă, dacă și-a pula. Mamă, cum se scoală pula, nici nu ai grijă cu râzul pe trei ori. Se vă uită oaia. Alea. Băi, nu ți-ai dat drumul. Păi nu-mi dau drumul. Mai ales dacă beau, nu-mi dau drumul, după trei ori. Sunt corp. Ce nu simți? Și de frec în pizda până le doare pizda. Le doare pizda! Bă, tu înțelegi? Nu înțelegi. Le doare pizda. Dar, cum? Uite, știi ce față urâtă am. Sunt de căcat. Dar mamă ce pula. Mamă, uite, haură, nu mai poate. Mă bun. Le doare pizda. Și de ce față atâta chestia? Păi, fac și eu romanul. Le doare pizda. Pe cuvânt. Cioran zicea. Deci ciuda admirație la disperare, la ceva. Nu, eu fac, le doare pizda. Pă bun, le doare pizda. Mi-ți dă seama să ajung un bărbat ca aia să zică gata, nu mai pot. Mă doare pizda. Mi-ți dă seama. Original. Mă doare pizda.